maiarul Sergiu Holban și capitanul Oleg Zadici. Este prima formație de suflători din România înființată din inițiative particulare cu scopul de a promova valorile culturii muzicale naționale și universale, dar și de a susține tinere talente artistice în formare. Născută cu sprijinul unor oameni iubitori de cultură și de artă, domnul senator Ionel Ilie Ciuclea, președintele Fundației Cavalerii Dacii Club UNESCO, și doamna profesoară Paula Ciuclea, director general, Orchestra Angelis a devenit în cei peste 6 ani de la înființare, nu numai o instituție de suflet, după cum o numesc cei doi mecena, dar și una dintre cele mai importante formații de suflători din România, dirijor Cristian Marius Firca.